Crăciun să jucăm. Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit cu drag și cu bucurie la sfârșit de săptămână, pentru că ne place să ne adunăm cu cântecul, cu jocul și cu voia bună la seară bună, dragi români. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă mulțumim că de fiecare dată ne dați multe, multe mesaje pe paginile noastre de Facebook, Seară Bună, Dragi Români, și pe pagina oficială Etno TV. Toate melodiile vi le vom dedica dumneavoastră, iubitorilor de frumos, iubitorilor de folclor, și în special dedicăm această seară tuturor românilor care sunt plecați în străinătate și ne urmăresc seară de seară. Vă mulțumim, dragii mei, și rămâneți pe Etno TV, pentru că numai aici vă veți alina dorul de casă. Și cum puteți să vă alinați dorul de casă decât prin cântec? Păi dacă este vineri seara, ne-am gândit așa să aducem în casele domniilor voastre muzica bună, muzica de calitate, și ne-am gândit ca în această seară să sărbătorim pe cineva, pentru că nu așa ne place. Dacă nu sărbătorim pe cineva, avem lansare de album. Dacă nu avem lansare de album, avem prietenii noștri care se adună, așa cu mic, cu mare, pentru că la noi e sărbătoare. Dar până mergem la sărbătoritul nostru, vreau să mulțumesc pe această cale unei doamne dragi care de fiecare dată vine alături de noi și a zis: Adriana, eu la tine trebuie să vin, domnule. Chiar dacă sunt bolnavă, chiar dacă și într-un picior merg, eu trebuie să vin. Și este vorba de doamna Cornelia Iusein, și vreau să aplaudăm pe doamna Cornelia Iusein. Bună seara, doamne dragă, bine ați revenit alături de noi. Bună seara, Adriana, bună seara tuturor cei care sunt alături de mine în seara aceasta. Vreau în primul rând să-i mulțumesc Tudorel. Așa. Că nu a vrut să facă această emisiune de ziua lui fără doamna Cornelia. Și îi mulțumesc din suflet. Bineînțeles. Și transmit de acum la mulți ani să trăiască, să fie sănătos. Și îl mai aștept și la alte emisiuni care eu le voi face. Doamna Cornelia, nu pot să nu remarc faptul că aveți multe bucate alese pe masă, și în special ceea ce îmi place mie. Ia mâna, Gore, ia mâna, pentru că ăsta e șoricul meu. Deja scrie Adriana pe el. Doamne, dacă de bun este. Gore este de bine. Da. Bună seara, Gore, bine ai venit și tu. Bună seara, Adriana. Așa. Eu văd că continui cu șoriciu. Da, eu continui, pentru că am mâncat și înainte de a începe emisiunea. Da. Spun bună seara tuturor telespectatorilor. Spun la mulți ani prietenului meu drag Dorel, și mă bucur că pe lângă mine i-a dus și un prieten drag, pe Eugen Ungureanu și soția lui Lili, și părelul Bocanu, care într-adevăr și și vom vorbi. Lasă-mă pe mine că o să vorbesc cu fiecare în parte, dragul bine, meu, Gore. Draga mea, eu încă o dată îți mulțumesc, Adriana, pentru șorici în primul rând. Da, mănâncă mai puțin ca să pot să mănânc și eu, da? Tu te uiți la mine și eu o servesc. Okay. Doamna Cornelia, pe cine salutăm? Deci vreau să fac și eu câteva dedicații. Vă ascultăm. În primul rând vreau să mulțumesc la toți artiștii din această seară că sunt alături de mine, în special lui domnul Ungureanu, care a venit la o distanță foarte mare. Vă mulțumesc din suflet. Lui domnul Relu, care e alături de mine întotdeauna la toate emisiunile mele. Lui Cristinica, care a venit tot de departe, și îi mulțumesc din suflet. Și pentru toți care sunt invitați în această seară, vreau să le transmit la copiii mei din Germania multă, multă sănătate, la nepoții mei, mama iubește foarte mult, lui soțul meu, care niciodată nu și care niciodată nu spune nu, așa. Ne vin ca în prima zi, dar cum știi tu. Foarte bine, așa. Doamne, când îl aduceți pe soțul la mine? Păi aduc o dată ca să-l vedeți. Promiteți, da? Promit. Pentru toți vecinii mei, pentru surioara mea care este puțin bolnăvioare, transmis sănătate, pentru fina mea care mă însoțește la fiecare emisiune care e lângă mine și e foarte bolnavă, pentru Mihuț, finul meu care e bolnăvior, îi doresc sănătate, pentru Alinuța, pentru Micăiță, pentru fratele meu Adrian, pentru cumnata mea Ionica și pentru toate neamurile mele, că nu avem timp. Și pentru dumneavoastră, că aveți o memorie. Și pentru mine. Și pentru Gori, nepotul meu, sigur că da. Bine. Și mulțumesc și lui Alinuța, care colaborez cu ea în continuare de acum înainte, să dea Dumnezeu sănătate și vrem colaborări frumoase, cum am avut și până acum. Doamne ajută! Dacă tot avem un sărbătorit, eu îl chem alături de mine pe Tudorel Stanciu și vreau să-l aplaudăm. Bună seara, Tudorel! Bine ai venit alături de noi! Bună seara și bine v-am regăsit! La mulți ani, și vreau multă să salutăm sănătate. Bucureștiu, așa, gazdele noastre și toată echipa Etno TV. Mulțumim! La mulți ani, multă, multă sănătate și din partea noastră! Plăcere. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, ne bucurăm pe această cale. Noi vă dorim să vă simțiți bine în emisiunea noastră. M-am simțit foarte bine în dumneavoastră și o să mai venim cea mai mare plăcere.
Și aici, în locația noastră, că vedeți, avem o locație nouă, o locație care este primitoare, gaz de primitoare, da, bineînțeles. Este vorba de restaurantul Acapulco, care se află pe strada Torentului, numărul 1617. Am mai fost aici. Vă așteptăm cu mare drag. Dumneavoastră ați mai fost, dar telespectatorii noștri nu cred că au mai fost, așa că trebuie să le spunem și lor unde să vină, unde este situată locația. Mâncare bună, v-am spus, vă primim cu brațele deschise, interpreți de seamă, bineînțeles. Și vreau să mai fac și eu, să salut Oneștiul. Așa. Avem niște invitații aici de la Onești, domnul Eugen Ungureanu și doamna Lili. Cum să nu? Cu dânsii voi vorbi ceva mai târziu, Brăila, da? Bine. Să nu uităm Brăila, consătenii mei. Așa și toți. Și pe toată lumea. Toată lumea. Bun, dacă aveți emoții, nu-i nicio problemă. Că... tuturor românilor din lumea întreagă, să nu uite de unde a plecat. Așa este, am niciodată să nu uităm, doamne. Ne cântați acum această melodie? Sau... da. Da? Bun, să vă ascultăm chiar acum cu drag. Am plecat copil din sat, dar de părinți n-am uitat, măi. Ei mai scriu câte o scrisoare, că dorul de ei e mare. Am plecat copil din sat, dar de părinți n-am uitat, măi. Ei mai dau un telefon, că de ei mi-e tare dor, măi. Inima mi-e grea ca piatra, mi-e dor de mama și tata. Aș vrea să mă-ntorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Inima mi-e grea ca piatra, mi-e dor de mama și tata. Aș vrea să mă-ntorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Și Jilău, acolo e satul meu, măi. Satul unde m-am născut și unde am copilărit, măi. Lângă Drogul și Jilău, acolo e satul meu, măi. Satul unde m-am născut și unde am copilărit. La cine îmi este drag, măi. Îmi e dor de satul meu, prin străin mi-e tare greu, măi. Aș vrea să mă întorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Satul meu cu fântâni, stau părinții mei bătrâni, măi. Stau până seara la poartă și așteaptă să mă vadă. În satul meu cu fântâni, stau părinții mei bătrâni, măi. Stau până seara la poartă și așteaptă să mă vadă. Mi-e dor de mama și tata. Aș vrea să mă întorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Inima mi-e grea ca piatra, mi-e dor de mama și tata. Aș vrea să mă întorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Oameni buni și mai tineri și bătrâni, măi.
sunt oamenii gospodari și la suflet oamenii mari, măi. Satul are oameni buni și mai tineri și bătrâni, măi. Ei sunt oamenii gospodari și la suflet oamenii mari, măi. Mult mi-e dor de satul meu, prin străin mi-e tare greu, măi. Aș vrea să mă-ntorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Mult mi-e dor de satul meu, prin străin mi-e tare greu, măi. Aș vrea să mă-ntorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Foarte frumos, o melodie pe care o dedicăm părinților noștri. Uite, vezi ce aplaudat ești, mai ales Gori, i-a plăcut această melodie, săracul de nu a dansat și a, l-a cam luat puțin amețeală, așa mi-a scăzut de la dans. Nu știu acum dacă o fi de la dans sau de la șorici. De la șorici? Da. Se poate întâmpla să mănânci șorici să amețești? Da. Aha. De la șorici, ai auzit, da? Deci ele se devine, dacă mai mănânc și eu mult, s-ar putea să merg și eu mai bine. Bine, aplauze încă o dată pentru Tudorel. Dragul meu, Tudorel, să știi că a venit alături de noi o fată care ține foarte mult la tine și mi-a zis așa, Adriana, să știi că am puține emoții, dar nu contează. Eu am venit pentru că mi-este un prieten tare, tare drag. Este vorba despre Cristina Pun și vreau să aplaudăm pe Cristina. Bună seara, Cristina! Și nu pot să nu remarc coafura ta din această seară. E tare frumoasă. Îți mulțumesc frumos, Adriana. Bine ai venit alături de noi. Bine v-am găsit. Salut și eu, dâmbovițenii mei dragi. Deja emoții. Mi-ai da, zis puțin. Că nu mai ai emoții, gata. Întotdeauna am emoții la început. Deja, constructive. Deja cred că mă știu telespectatorii mei dragi. Mulțumesc frumos doamnei Cornelia Iusein pentru invitație. La mulți ani domnului Tudorel. Multă sănătate și tot ce vă doresc dumneavoastră. Și bineînțeles salut pe familia mea și constătenii mei de la Comișani. Cristina, te ascultăm chiar acum. Floare tinerețe, ești plină de frumusețe. Ești cea mai frumoasă floare, păcat că ești trecătoare. Tinerețe, tu mi-ești dragă, te-aș păstra o viață întreagă. Ți-aș plăti oricât mi-ai cere, să mă ții tot în putere. Tinerețe, tu nu vrei nici averi, nici bănii mei, mă. Nu am cum să te opresc și mă lași să îmbătrânesc, mă. Tinerețe, tu nu vrei nici averi, nici bănii mei, mă. Am cum să te opresc și mă lași să îmbătrânesc, mă. Floarea tinereții mele, te-aș pune între mărgele. Te-aș purta la gât toață, să mă ții tânără în viață. Să am vreme pentru toate, să n-am nicio grijă în spate. Să colim pe tot pământul, ca norul ce plimbă vântul. Tinerețe, tu nu vrei nici averi, nici bănii mei, mă. Am cum să te opresc și mă lași să îmbătrânesc, mă. Tinerețe, tu nu vrei nici averi,
nici banii mei, mă. Nu am cum să te opresc și mă lași să îmbătrânesc, mă. Tinerețe mi-ar fi bine dacă ai sta mereu cu mine. De lume să fiu iubită, să nu mă știu ocolită. Că omul îmbătrânește și lumea îl ocolește. Nimeni nu mai ține minte cum era el înainte. Tinerețe, tu nu vrei nici averi, nici banii mei, mă. Nu am cum să te opresc și mă lași să îmbătrânesc, mă. Tinerețe, tu nu vrei nici averi, nici banii mei, mă. Nu am cum să te opresc și mă lași să îmbătrânesc, mă. Are liniște de atâta dragoste. Îmi spune inima mea că doar pe tine te vrea. Mă ține noaptea-n picioare, că-ți poartă dragoste mare. Luna-i sus, pământul-i jos, sunt copuiul meu frumos. Și-mi e atât de bine că-n brațele lui mă ține. Luna-i sus, pământul-i jos, sunt copuiul meu frumos. Și îmi e atât de bine că-n brațele lui mă ține. De pozor și până-n seară, când totul la tine-mi zboară, nici treabă nu pot să fac, toată ziua stau și zac. Când te văd, puiule-n brad, simt că mă topesc de drag. Alinare îmi aduce doar gurița ta cea dulce. Luna-i sus, pământul-i jos, sunt cu puiul meu frumos. Și îmi e atât de bine că-n brațele lui mă ține. Luna-i sus, pământul-i jos, sunt cu puiul meu frumos. Și îmi e atât de bine că-n brațele lui mă ține. De la prima sărutare inima-mi bate mai tare. Lângă tine, puiule, vreau să-mi trăiesc zilele. Puișor, noapte și zi, vreau în brațe să mă ții. Să-mi pară viața mea întreagă cu tine, puiule dragă. Luna-i sus, pământul-i jos, sunt cu puiul meu frumos. Și îmi e atât de bine că-n brațele lui mă ține. Luna-i sus, pământul-i jos, sunt cu puiul meu frumos. Și îmi e atât de bine că-n brațele lui mă ține. Foarte frumos ne-a cântat Cristina Păun. Cum, domnule, invitați-mi în această seară. Cum văd o fată frumoasă, interpretă pe acolo, pe acolo, Gorenu, în fața mea. Așa, așa, că suntem la TV. Am învățat, nu-i nicio problemă, așa. Cum se duc, toți se strâng așa, buluc. Măi, e vină tu cu acea, Gore. Da, dragă. De cât timp o cunoști pe Cristina? De aproximativ 2 ore. A, 2 ore? Da. Plutește ceva prin aer sau nu? Eu știu. Eu știu. Nu știi?
Nu știu. Bine. Totul este imprevizibil. Imprevizibil. Păi până terminăm emisiunea, spui și mie, îmi dai mai multe detalii. Îți dau dacă un sunt pauză. În pauză. Nu în pauză, vreau în emisiune să-mi dai detalii. Bine? Da, ok, vă să spun. Bun, aceeași okay, problemă. Okay. Bună seara, domnul Relu Mocanu, bine ați venit alături de noi. Bună seara și stați acolo că stați foarte bine. Da? Stați acolo că stați foarte bine, că o să urmați și dumneavoastră la cântat, nu e problemă. Îmi pare deosebit de bine că mă aflu în mijlocul dumneavoastră și lângă doamna Cornelia, care o iubesc foarte mult, așa, lângă tine, Adriana, pentru că ești o gazdă totdeauna primitoare și știi totdeauna să întorci lucrurile așa cum vrei tu. Aplauz! Asta mi-a plăcut! Gata! Îmi pare bine că îl întâlnesc pe vechiul meu prieten, pe Gore, așa. Belanski. Mulțumesc! E mulțumesc, un prieten de mare valoare. Mare mulțumesc, valoare. Mulțumesc! Vezi! Am adus șorici, am ce adus șorici. Ce băi, ce mănânci. E de bine, da. Nu? Am zis bine. Nu mai puțin? Da, și la mine, da, când așa, o să așa, să aducă-vă 2-3 kg. Ziua mea, să mi-aduci niște șorici. Dar, de fapt, o să tai eu porcul atunci. Da, da, Relu, dar să nu fie abut, ăsta abut ceva, vodcă. Nu, 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 apă plată. Așa, apă plată, apă plată. Doamna Cornelia, știu că vreați... Doamna Cornelia, știu că vreau să faceți o dedicație. Da, chiar acum vreau să fac dedicații. Pentru Laura mea, scumpă și dragă, da. Și pentru Maria, nepoțica mea, care se află acum lângă mine aici, și le mulțumesc că a venit lângă mine întotdeauna, de câte ori am avut emisiune. Sunt cele mai scumpe și dragi fetele lui mama, din București. Doamna Cornelia, cine v-ați dori să vă cânte acum, Relu sau Gore? Ia să vedem. Și eu vreau ca să-mi cânte amândoi. Și eu amândoi, pe amândoi iubesc. Amândoi odată. Dar eu zic că Relu este mai bine. Relu mai, da, pentru că Relu e mai... Relu este da. Puțin mai... Nu? Ei, lasă-mă tu și ca că... Sunt mai înitate. Da, e puțin mai... Da, Relu, da. Vreau să văd pe cine au ales colegii mei. Ori pe Relu, ori pe... Eu pe amândoi iubesc, să știi. Pe amândoi, nu? Iubesc, pe amândoi. Eu zic Gore Belanski să ne cânte. Vreți dumneavoastră, Gore? Eu? Da. Eu? Ei, te-am iertat. Gata. A certat-o, da? Mă iert pentru că mă iubești. Păi zici să-l ascultăm pe Gore Belanski și mai vorbim mai târziu. Gata. Ridicați paharul, să uităm amarul, bea cu prietenii mei. Că-i frumoasă viața până dimineața, vreau să cânt eu pentru ei. Ridicați paharul, să uităm amarul, beau cu prietenii mei. Că-i frumoasă viața până dimineața, vreau să cânt eu pentru ei. Toarnă, toarnă, vii cu cana, se golește damigeana. Toarnă, toarnă, în pahare, ca să-l bem noi, frățioare. Toarnă, toarnă, vii cu cana, se golește damigeana. Toarnă, toarnă, în pahare, ca să-l bem noi, frățioare. Ziua sătăreață, până dimineață, firam să fie de viață. Joacă, nu mai sta, ia și nevasta, ca să nu dai pe belea. Ziua sătăreață, până dimineață, firam să fie de viață. Joacă, nu mai sta, ia și nevasta, ca să nu dai pe belea. Hai jucat, nu vă lăsați, pe Gore să nu-l uitați, că la toate nunțile m-a cântat cu dragoste. Hai jucat, nu vă lăsați, pe Gore să nu-l uitați, că la toate nunțile m-a cântat cu dragoste. Joacă fiecare, joacă fora mare, cu dramă mai ui la ei. Și le cânt cu foc, să nu stea pe loc, că sunt doar prietenii mei. Joacă fiecare, joacă fora mare, cu dramă mai ui la ei. Și le cânt cu foc, să nu stea pe loc, că sunt doar prietenii mei.
vinul curge cu găleata. Așa-mi place viața asta, uite așa pe nopțile, tot punim paharele. Vinul curge cu găleata, așa-mi place viața asta, uite așa pe nopțile, tot punim paharele. Când te întorci acasă, pe la patru dimineață, și cu lăutarul să-mi golesc paharul, că așa mânec amarul. Viața e frumoasă când te întorci acasă, pe la patru dimineață, și cu lăutarul să-mi golesc paharul, că așa mânec amarul. Toarnă, toarnă cu bărdaca, am băut eu toată noaptea, și până în zor de zi am băut cu prietenii. Am prietenul dușman, ne distrănutăm doi bani. Noi trăim viața din plin, nu știu să ne dușmănim. Dragoste n-ai vină și îți face vina ta, înseamnă că celălalt, înseamnă că celălalt și-a găsit pe altcineva. Îți ia și ultimul greu care-l ai de fericire, că scopul e să rămână, că scopul e să rămână lângă cealaltă iubire. Nu mai vreau de dragoste însă, și dacă mă strigă n-am să-i mai răspund. Am să pun un lacăt la inima mea, nu mai las iubirea să intre în ea. Mai vreau de dragoste să mut, și dacă mă strigă n-am să-i mai răspund. Am să pun un lacăt la inima mea, nu mai las iubirea să intre în ea. De ce faci promisiuni că nu te poți respecta? Să-mi dai mie așa forța, și-mi dai mie așa forța, îmi dai mie vina ta. Lași iubirea mea să moară, mi-ai luat ce-a fost mai bun. Îmi cauți mie greșeala, îmi cauți mie greșeală, ai alte planuri acum. Nu mai vreau de dragoste să mut, și dacă mă strigă n-am să-i mai răspund. Am să-i pun un lacăt la inima mea, nu mai las iubirea să-i intre în ea. Nu mai vreau de dragoste să mut, și dacă mă strigă n-am să-i mai răspund. Am să pun un lacăt la inima mea, nu mai las iubirea să intre în ea.
de dragoste să mut. Și dacă mă strigă n-am să-i mai răspund, am să pun un lacăt la inima mea. Nu mai las iubirea să-i intrig ea. Nu mai vreau de dragoste să mut. Și dacă mă strigă n-am să-i mai răspund, am să pun un lacăt la inima mea. Nu mai las iubirea să-i intrig ea. Melodie. Da. Câteva cuvinte. Această melodie este o melodie nouă, care da. Am înregistrat de curând. Are un text super de frumos, de dragoste, pentru cei care, nu știu... E de dragoste împărtășită sau neîmpărtășită? Întâi să împărtășite și pe urmă să despărtășite. Se face pomană. Se face pomană. La noi nu se face nici pomană, nici da, nu se împărtășește. Da, da, la noi da, se sărbătorește în sărbătorește, da, sărbătorește, da. Îi spun și eu la mulți ani... Tudorel, vină lângă mine, dragul meu, că toți invitații au tendința de a se uita în spate, așa? Să fii sănătos și să te ducă Dumnezeu numai pe trepte frumoase. Eu am auzit de tine și sper să ne mai vedem o dată la vreo emisiune. Bun, aplauze! Bine, Tudorel, vină lângă mine. Păi, de ce ai fugit? De ce ai fugit? Nu, știi nu, de ce? Nu, că Gori vrea să furi șoriciul. Nu, am văzut o fată frumoasă, care mai nou este și DJ, domnule, și arată, bineînțeles, într-un mare fel, dar asta nu înseamnă că trebuie să stai numai în spate, trebuie să stai în față, pentru că tu e sărbătoritor. Cu siguranță. Nu? Bine, până o chemăm, pe cine am spus eu, vreau să chem un om de radio, un om de televiziune. Eu aș putea spune că îmi poate fi și un prieten colegi, foarte bun. Un prieten nu? Foarte drag. Ia, și despre cine e vorba? Este despre de Eugen Ungureanu. Bineînțeles, domnule, Eugen Ungureanu. Sofia lui. Și vreau să-i mulțumim pe această cale. Nu mai puțin, vreau să-ți mulțumim, Eugen, este prima dată când vii la mine în emisiune. Mulțumesc. Eu să știi că ți-am urmărit emisiunile. În ziua de azi de aceea impactul urmărit, când te-am văzut. Da. Mai urmărim, când la TV, când pe Facebook, când urmărim, că nu așa ne place să urmărim. Mai ales pe pagina mea de Facebook acolo. Avem și ce învăța de la tine. Am niște puze din tinerețe acolo puse. Da? Așa. Nu cred, da, trebuie să comenteze el acolo. Ți-am zis că ceva șuriciul acela Gore conține. Gore e nume de haiduc întotdeauna, el atacă tot timpul așa. Am văzut că ataca și în spate pe DJ Lili, da, exact, da, da, da. Exact. Am văzut, avea povestea lor, nu știu ce au povestit. O să o chem alături de mine pe Lili, dar până atunci vreau pic, să te ascult pe tine. O secundă, o să te rog să-mi dai și mie banda martor, că nu știu ce îi spunea lui nevastă-mea acolo în spate. Eu am auzit, că eu auzit. Da. O să spun pe... Stai, că a fost camera a fost pe noi, stai liniștit. Da, camera era acolo, ei... Sunt la locul potrivit, în momentul potrivit. Bine ai venit alături de noi. Bun găsit, mă bucur foarte mult. Felicit televiziunea Etno TV pentru această extraordinară emisiune. Emisiune care, din câte mi-am dat seama, se adresează nu numai nouă celor de aici din țară, ci mai ales celor din străinătate, care duc dorul unei muzici autentice, așa cum este în această emisiune. Așa este. Și cu permisiunea ta o să-l felicit pe bunul meu prieten Tudorel Stanciu, care este veșnic tânăr, nu l-am întrebat de vârstă, oricum arată mai tânăr decât ultima oară când ne-am văzut noi undeva pe la Chișinău, în Republica Moldova. Da, întinerit. Să-ți spune și secretul. Cred că secretul sunt și pentru el și pentru mine soțiile noastre, care au grijă să ne simțim foarte bine. Le salutăm! Frumos, dacă tot spune soții, să chemăm pe DJ Lili. Dragul meu, vină, draga mea, alături de mine. Gata, ți-am luat-o de lângă tine. Sunt convinsă că tu nu ne vei spune ce ați vorbit acolo, povestea voastră așa care s-a înfiripat. Vorbeam despre povești de dragoste. Normal, păi de ce? Gore deja a compus o melodie, mi-a spus. Da, păi povești de dragoste, tocmai într-o oră se poate scrie o melodie. Da. Când e vorba dar de o nu femeie povestea frumoasă. Mea de dragoste cu Gore, nu, fiecare cu povestea, fiecare cu povestea lui. Așa. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și vreau să-i urez lui Tudorel la mulți ani. Este un prieten de nădejde și ceea ce am apreciat la el este faptul că respectă oamenii, iubește oamenii. Mulțumesc. Și viața fără iubire, da, modest și modestia. Așa, cred, așa este el, e un om foarte bun.
Și viața continuă aici. Da, viața fără iubire nu se poate. Așa este, Tomine. Bineînțeles că toate melodiile se bazează pe dragoste, nu? Că ați văzut, și Relu ne-a cântat de dragoste, acum nu știu, el mi-a zis că nu e împărtășită, neîmpărtășită și s-a ajuns la pomană. Asta este, n-am... Da, Gore, de ce râzi? Păi așa se ajunge la noi. Dar nu se ajunge la pomană prima dată, se ajunge la cântec, nu-i așa? Deja vreau să chem alături de mine, mi-a spus ceva în cască Alinuța că eu sunt puțin găinușa. De ce? Pentru că urmează Marian Cocoș. Domnule, Marian, vine alături de mine. El este Marian Cocoș și le Cocoș, tu ești găina. Ei, nu sunt eu. Bună seara, Marian. Bună seara. Bine ai venit alături de noi. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Ce îi transmiți? Îi transmit la mulți ani, bunule meu prieten Tudorel Stanciu. Da. Voi dedica piesele mele pentru toți prietenii de la Brăila, tuturor telespectatorilor, fratelui meu și în special bunicii mele care m-a crescut de la vârsta de 6 ani. Ce îi doresc și multă sănătate și să ne poartă de grijă. În... Cum o cheamă? Cocoș Neaga. Doamna Neaga, vă salutăm și vă pupăm dulce, dulce. Să știi că bunicii sunt întotdeauna la loc de cinste și cât îi avem, și să-i respectăm și a doua și piesă este compusă de mine special pentru dânsa. Pentru bunica. Da. Bine. Măi, Tudorel, să știi că ești tare norocos în această seară, ești înconjurat de numai oameni frumoși, oameni talentați, dar tu nu mi-ai prezentat formația ta, da, și o chiar o să te cer. Puțin, Marian, mai în spate. Mezinul formație la clarinet, Ștef. Ștef, câți ani are? 17. Câți ani ai, Ștef? 17 ani. 17 ani, ai vocea în formare, da? Ai Facebook? Da. Prieten ai? Da. Da sau da? Da. Da? Da. Cum o cheamă? Cristina. Zi mai tare, măi! Cristina! Păi nu zice mai tare, că nu e sigur dacă e Cristina sau e altcineva, ce n-ați înțeles. Cristina, da? Mai mare sau mai mică? Mai mică. Blondă, brunetă? Brunetă. Brunetă, îți plac brunetele, da? Bine, mai departe. La acordeon și clape, tatăl băiatului, Neluțu. Bună seara! Are cât ai cât-o? Mulțumesc! Așa? Șofer. Bună seara și dumneavoastră, bună seara. Are prietenă sau... Din câte știu eu, nu. Din câte știți, nu, a? Deci, tata nu știa că are prietenă. N-are prietenă, n-are una stabilă. Am înțeles. Că de aceea sărăcuțul a zis și el, Cristina. Dar nu-i nimic. Unde v-ați cunoscut? La școală? Nu, afară. Afară. Afară unde? Doamne, câte pot să aflu de la tine, nu mai zice. Că eu, din tata acolo. Vă aduce nor în casă, asta vreau să evidențiez. Mai departe. La clape Gigel. Ce? Bună seara. Bună, eu nu am să vă spun câți ani am. De ce? Vă spun pentru că nu sunt mai tânăr decât băiatul. Da, 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 da. Vă spun bună seara. Bine m-am găsit. Urăm la mulți ani colegului nostru Tudorel. Așa. Mă numesc Ursu Gigi, de la Brăila. Bine ați venit alături de noi. Aplauze încă o dată pentru formație. Și să vedem cu cine continuăm. La trebuie chitară să cântăm și... în această seară, da? Și la chitară? La chitară. Tot eu sunt. Așa? Păi, nici nu mai trebuia. Nu mai trebuie chitară, dar chitară, voce, Tudorel, da? Bine.